Dealurile muscelene din zona Comunei Domnești, județul Argeș, au fost alese ca decor perfect pentru noi scene dinamice filmate de echipa care produce serialul Egregora, comoara pierdută, în regia lui Andrei Chiriac. Volumul de muncă semnificativ, concentrarea deplină și organizarea precisă pentru obținerea cadrelor perfecte care vor fi inserate în film sunt evidențiate prin profesionalism. Atenție, cai la 3, da? Andrei, se poate? Da, se poate! Hai că-i fum, e bine! Radu cel Frumos 4-1. La 1 poate, da? Da, la 1. Camera set! Și atenție! 3, 2, 1, acțiune! Pleacă sultanul! Stop, stop, stop! Aici o țâră și plecăm pe China. Una, două, cu cat, 3-4, e perfect, bang, bun, bun, perfect, bang! Întoarce bine, fii atent, dacă l-ai făcut. Deci, da, tot e frumos aici, e frumos aici că te vede frumos. Aici m-am uit și l-am întors aici, îi dau. Camera set! Hai că vine, e perfect! Atenție! 3, 2, 1, acțiune! Bine, bravo, măi! Stop, stop! Hai, da! Hai, da! Ia vezi că... Crearea luptelor ecvestre într-un mod cât mai autentic, din care nu lipsește puterea neprevăzutului, conferă fiecărui moment un farmec aparte și reprezintă o veritabilă provocare în completarea experienței și a talentului actoricesc. Despre aceste filmări ne-a povestit actorul Daniel Nuță, aflat în rolul lui Vlad Țepeș în Egregora, comoara pierdută. Întotdeauna la Egregora e o atmosferă nebună, e o atmosferă de muncă, cu mulți cai, cu multe costume, mulți cascadori. Trebuie să fim măcar la nivelul de Netflix, la nivelul Game of Thrones, așa că încercăm să ținem pasul și pentru mine rolul ăsta e o bucurie și de fiecare dată când vin la filmare e un vis. E un vis frumos. Ce-a făcut Vlad Țepeș în acest episod? O luptă de gherila. Da, știu. Și el a făcut, a stat cu mine, a fost aproape de mine. A fost o luptă de gherila în care s-a bătut cu oamenii trimiși de Radu cel Frumos, de fratele lui care se întoarce în Valahia și vrea să ia tronul. Așa că, având o armată foarte mică, a trebuit să dea o luptă de gherila, apoi să fugă, să trimită un străjer la Snagov, care acolo să ascundă toate familiile în mănăstire și după să fugă în Transilvania cu câțiva soldați, la Matei Corvin, la vărul lui, care, vărul lui, mai târziu vom vedea că îl arestează. De asta, așa, spoiler. Cu energia caracteristică și optimismul său, actorul Eduard Trică, în rolul lui Radu cel Frumos, ne-a spus: eu am început să lucrez la serialul Egregora în 2018 și de atunci a fost o călătorie incredibilă. Acum suntem în Argeș, e a doua oară când filmăm aici, dacă e corect ce spun, cred că e a doua oară. Pentru mine, cel puțin, ca să vin aici, a fost o călătorie pentru că locuiesc în Los Angeles și a trebuit să vin acum 2 zile, special pentru filmări. După ce filmăm, va trebui să plec la loc și întotdeauna când trebuie să vin, sunt foarte entuziasmat pentru că îmi face mare plăcere să vin acasă și să lucrez la un astfel de proiect. E un pic dificil cu zborul și cu logistica, dar fac tot posibilul să vin. Este un proiect de suflet și abia așteptăm să fie pe TV. Într-o scurtă pauză dintre filmări, regizorul Andrei Chiriac ne-a oferit detalii despre noile secvențe de acțiune. Mulțumesc din suflet pentru efortul pe care l-ați făcut să veniți astăzi aici. Suntem pentru a doua oară la Popasul Cailor, aproape de Domnești, în județul Argeș, aproape de Corbii de Piatră, zona dragă sufletului meu. Suntem la filmare, filmăm o secvență destul de complicată, după cum vezi. Avem vreo 20 de cai și foarte multă figurație. O secvență în care s-ar bate asasinul lui Radu cel Frumos cu dragonii lui Vlad Țepeș. Este iar o ambuscadă pe care am închipuit-o, bineînțeles nu are legătură cu istoria. În drumul său spre Transilvania, Vlad Țepeș este din când în când atacat de acești asasini. Deja a pierdut luptele importante în Valahia și s-ar duce la Matei Corvin, vărul său, să ceară ajutor. Și din când în când este hărțuit. 2, 1, acțiune! La Muscel TV și musceltv.ro, în emisiunea Avangarda Performanței și în direct la Muscel FM în antistres 36, va fi prezent un invitat surpriză, tânărul actor Eduard Trică, unde va povesti inclusiv despre experiența de student în Statele Unite ale Americii și realizările obținute în special prin proiectele artistice și din lumea filmului.